Ca spuneți, în raionul Leova, primește ajutor de la Uniunea Europeană prin proiect ceva? Simțit așa? Vreau să vă spun că suntem la sate și nu... La ce sat? Satul Iergara. Păi, asta e oraș. E oraș, e mă rog. Dar și la Iergara cu apa nu s-a făcut nimic? Nu, noi pe stradă chiar nu avem apă. Dar pe cum avem nevoie? Pentru că avem copii și fântânile dacă-s departe, trebuie apă. Dar pe Iergara de unde e apă? Și din apeduct? Vine din Frut? E la Leova, vine prin canal. Uniunea Europeană își aduce aportul considerabil în schimbarea condițiilor de viață a cetățenilor orașului Leova. Actualmente aici se implementează două proiecte. Unul, un proiect foarte important și necesar cetățenilor, este sistemul de canalizare în sectorul privat. Vreau să vă zic că aceasta este o problemă numărul unu, de fapt, pentru cetățenii orașului Leova și o să fie foarte mare ratare din partea lor, unora care nu o să se dorească să ne conecteze și, folosindu-mă de ocazie, vreau să îi îndemn, fiindcă aici ține nu doar de, mă rog, de condițiile personale, dar țin și de, anume, de condițiile ecologice care ne afectează pe noi, anume emisiile de gaze, ceea ce țin de eficiență energetică, poluarea mediului. Deci sunt niște proiecte actuale și foarte necesare pentru cetățeni. Am auzit faci la Iergara. Cu Iergara, un parc de-am dă o exploatare. Da. Dar la dumneavoastră e și în Leova ceva? În Leova nu. Nu sunt la curent. Ce proiecte se faci în orașul sau în raionul Leova, dacă cunoaște ceva? A, nu știu, nu știu. Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, cunoașteți ceva despre ajutorul european pentru Leova, pentru liceul dumneavoastră? Cine cunoaște? Eu nu știu. Uite, liceul se face sprijinul Uniunii Europene. Ce lucrări se fac în liceul dumneavoastră? Păi se pun panouri solare, se schimbă geamurile, se reînnoiesc cabinetele, se adaugă o nouă sală, de relaxare. Ca unde copiii vor avea internet, vor avea cărți, unde se citească, unde se relaxeze. Și se va adăuga căldură în școală și multe altele. Mulțumiți! Adică ați mai văzut voi aici școală cu panouri solare? Uh-huh. Plus că clasele se vor renova, asta va fi foarte frumos. Uh-huh. Adică pe noi elevii poate ne va îndrepta spre învățătură. Văd un liceu aici se repară, tot de Uniunea Europeană. Da, spala rusă reparează încă din primăvară și lucrează, bine lucrează, mereu, numai duminica nu lucrează. Da? Dar știți că Uniunea Europeană dau bani? Știm de asta, știm, dar nu dacă ar fi copii ca să înveți în școala asta. Așa învăța băieții mie în școala rusă. Păi, nu știu, la diverse. Cu învățământ, apeduct. Un învățământ, uitați, e școala, am înțeles. Da? Da. Se face tot cu Uniunea Europeană. Da. Din auzit.